Salutare tuturor fraților și bine v-am regăsit la un nou episod alături de prietena mea, bucioare bă, Ana Titirezoal, nebunii de tot, alături de prietena mea, Ana. Iar astăzi, Ana, ghici ce trebuie să facem. Trebuie să nu te mai învârți atâta, în primul rând, și în al doilea rând, find the button. Nu ne jucăm find the button, foarte greșit, extraordinar de greșit. Ana, eu am niște iteme în inventar, nu mai strica harta, ok? Am niște iteme în inventar, ok? Și noi trebuie să luăm aceste iteme pe care, mă rog, o să ți le arăt acum și să le punem în ordine. Trebuie să găsim ordinea de la cel mai prost la cel mai bun item. Și eu am așa, am un pickaxe de din asta de zid, de lemn. După aia am un topor de stone, am o coasă din asta de iron și o de asta de diamant. Cum crezi tu că vine ordinea, Ana? Prea ușor. Hai, ia, te las pe tine, te las pe tine. Ia, vreau să te văd. De la lemn la diamant, ia să vedem. Deci a pus diamantul. Ok, după aia lemnul, după... deci așa zici tu, bă, așa zicem și eu că vine. Și acum trebuie să dăm done, că am terminat, ia. Hopa, nivelul 2. Ok, bun, deci fii atent, Ana, aici. Avem acum ceva mult mai interesant. Avem un nou de dragon, ok, un totem, un bloc de netherite și un end crystal. Dacă tu îmi spui mie, bun, eu zic că dragonul e ultimul, pentru că e doar unul. E doar unul ou de dragon. Bine, de fapt poți să faci mai multe, dar gen... Na, ok, steaua penultima zici tu. Mă, așa zici și eu, steaua penultima, după aia netherite, după aia ăsta, nu? Nu, păi totemul e cel mai ușor de făcut. Cum adică? Că totemul îl faci ușor. Ba, eu așa zic, nu? Hai să vedem, ia, hai, done. Bă, e greșit! What? Bă, și tu zici că ultimele sunt invers? Stai așa că nu mai putem, trebuie să dăm reset. Fii atentă, deci tu spui că vine așa gen? Așa zice Ana că vine. Ok, fraților, puteți să jucați și voi cu noi în comentarii. Uite bă că a avut dreptate. Bine bă, Ana, bine, ți-am spus. Gata bă, gata, chiar nu mai am nimic de spus. Ei bine, Ana, aici avem ceva mult mai interesant. Pentru că avem carne crudă. După aia avem un tropical fish. După aia un honey battle. Și după aia o pâine, Ana. Hai să ne gândim, hai să ne gândim un pic. Deci pâinea prima, zici tu că e cea mai slabă pâinea. Ia vedeți și e vegetariană gen. Și zice că pâinea e cea mai slabă. Wow, Ana, ce vegetariană ești tu, gen. Pâine, bine mă, pâine. Deci pâinea e prima, zici tu. Păi așa e jocul. Carnea a doua. Ok, peștele. Deci tu zici că mai repede faci pâine decât carne. Eu cred că e invers, bro. Cred că mai repede faci carne decât pâine. Așa m-aș gândi eu, sincer. Mi se pare că, nu știu, eu facem cum vrei tu de data asta. Dar eu zic că vine carnea prima, ok? Și după aia, cum zici tu? Honey-ul îl faci mai greu, cred că așa. Tu ce zici? Tu ce zici? Așa zici tu? Ia, hai să apăsăm. 3, 2, 1, greșit. Băi, eu zic, fii atentă. Că dacă punem invers, unde e mă ăla de reset? Deci dacă invers la ale atunci, vezi că ți-a dat ție itemele. Deci pune întâi carnea, după aia pâinea, după aia ăsta și ăsta. Ia să vedem acum, Dan. Nu e bine nici așa. Mamă. Fraților, băi, cum adică? Auzi, Ana, fii atentă. Oare, fii atentă. Dacă este câtă mâncare îți dă fiecare chestie. Știi ce zic? Cât hunger îți dă. Probabil. Deci atunci pâinea cred că e cea mai bună, nu? Că îți dă cel mai mult pâinea. După aia carnea, după aia asta și după aia asta. Ia să vedem. Nu e bă nici așa. Bă, putem să cerem un hint. Putem să cerem un hint, Ana. Dacă vrei, păi cât dă mierea? Nu știu cât dă mierea. Putem să cerem un hint ca să ne ajute. Adică un hint e un sfat din ăsta, să-ți dea un indiciu. Așa se traduce. Ia, că mai încearcă Ana ceva. Deci pune pâinea ultima, ok. După aia tropical, după aia asta și asta. Mă, nu știu, nu e bine. Hai bă, să cerem un hint, Ana. Hai să cerem un hint. Ia, food points. Vezi? E fix ce am zis eu. Cât îți dă, gen, cât hunger îți dă fiecare. Înseamnă că nu ne-am gândit noi bine. Stai așa un pic, deci avem carnea, stai un pic. Bă, nu mai apăsa așa, stai, lasă-mă două secunde să mă gândesc. Deci, bă, honey oare îți dă mai mult, mă? Cred că îți dă mai mult mierea decât știm noi. Cred că vine așa, de fapt. Da, mă, da, mierea îți dă mult mai mult și nu știam noi. Bă, suntem nobi, fraților, și îmi stă părul ăsta de... Nu o să vorbim despre părul meu. Haideți să nu vorbim despre părul meu, gen. Ok, bun. Deci avem așa, Ana. Avem un bambus, avem un kelp. Bă, ce are, mă, Ana? Avem un cactus și avem un carrot.
ce fac chestiile astea? Oare la ce se referă cu itemele astea? Uite, eu o să ți le pun așa, dar nu apăsat gendan, ți le pun ca să le vezi aici, să ne gândim la ele și după aceea dăm reset și le punem noi, cum știm. Deci avem bambusul, oare cât de rar este, are legătură oare, dar nu știu ce să zic, adică fiecare îl găsește într-un biome, eu așa zic. Tu așa zici că e cât de... Păi și cum ai pune tu? Cât de rar este? Bă, nu știu ce să zic de chestia asta. Adică kelpul cu cactusul e la fel de rar, că le găsești gen bine, kelpul găsești repede. Cactus primul, eu cred că kelpul găsești super mult. Adică găsești foarte mult în ocean ăsta. După aia cactus, după aia ăsta și după aia ăsta? Așa zici? Nu, de ce nu? Bambus? Bambus ultimul, bă, ce ai mă că sunt morcov, cât de greu. Se găsește mai greu cactusul decât morcovul? What? No, nu cred așa ceva. Hai să încercăm așa și după aia punem invers dacă nu e. Lăsăm așa, ia, lasă așa, dar nu mai schimba astea, că știi că la anumite jocuri gen îți dă, nu-ți dă corect dacă le schimbi ordinea. Uite, ți-a dat wrong. Ok, bun, atunci punem morcovul penultimul, fii atentă, punem morcovul penultimul și tu spui că bambus ultimul, faci mișto, ia dă-i mă, ia. E greșit și ăsta, bă. Ok, gândește-te puțin, Ana. Stai așa un pic. Oare... Fraților, eu cu Ana am decis să mai dăm un hint, sincer, pentru că, bă, e destul de greu. How tall can it grow? Lol, deci despre... Bro, deci despre cât de mult poate să crească. Păi kelpul cred că poate... Sau bambusul, care? Deci una din astea două sigur cresc super mult. Ăsta e carrot-ul, e primul. După aia vine cactusul, clar. Și după aia, eu aș zice că kelpul e cel mai mult, dacă nu e invers. Dar încercăm așa. Da, mă, kelpul era cel mai mult. Wow, ok. Mă, ce are în mână? Mă, ce-i în mână? Ai un semn în mână? What? Ai și tu iteme acum? Să așa că și tu ai itemele sau ai doar semnul? Am doar unul. Ok, s-a buguit jocul. Mă rog, ignorăm semnul ăla atunci. Bun, hai să vedem. Deci avem un netherite ingot. Să așa că ți le... Bă, nu trebuie să faci asta. Ok. Acum s-au schimbat astea. Doamne ferește. Deci acum am eu două Ok, nu mai înțeleg nimic. Bun, o să le punem așa. Astea sunt itemele, Ana, ok? Hai să ne gândim. Deci este un semn. Este un ăsta de netherite. Un hopper și un... target block din ăsta. Trebuie să ne gândim ce au toate chestiile astea în comun, oare? Asta este faza, că nu știm ce au toate astea. E pălărie? Da, e pălărie. Bravo, Ana, e o mare descoperire, bă, chiar și pălărie, dacă pui așa. Bă, trebuie să ne gândim un pic, Ana. Hai să ne concentrăm creierele și să găsim details. Cum adică details? Ce face chestia asta de details? Poți să-l apăs? O să-l apăs. Yeah, in the last level you... Mamă, stai așa. Uite mă. Ok, deci îți zice detalii despre ultimul nivel, mă, dacă nu te-ai prins. Lol, deci după ăsta o să ne zică exact dacă cumva îl facem din greșeală și nu știm care e faza. Îți zice ce trebuie să faci. Mamă, kelpul poate să crească 26 de blocuri, nu mai apăsa. Stai bă că m-am uitat și eu să văd care e faza aici. Deci 1, 3, mamă, ok, deci e mișto, putem să vedem despre ce era vorba nivelul anterior, dacă nu ne-am... Ok, hai să ne gândim acum. Bă... Ok, cum... Bă, eu cred că fix așa. De ce crezi că fix așa? Dar de ce? Spune, măcar spune... Nu mai apăsa random, adică măcar hai să încercăm să le facem din cât mai puține încercări, știi? Că dacă le punem așa, cât de ușor faci jos de ele? Bă, nu cred că e după raritate aici. Cred că e... cred că are legătură cum le construiești, oare câte blocuri trebuie să le construiești? Hai să ne gândim. Păi, dacă ar fi așa... Băi, hai să ne gândim așa, după câte blocuri ți-ar trebui să le construiești. Deci fii atentă. Ca să faci netherite ingot, îți trebuie de la the gold și de la the netherite, nu debris din ăla. Deci îți trebuie doar două chestii, ar veni primul, nu? Că îți trebuie două chestii. După aia, ca să faci un... Dă-sta, stai așa să mă gândesc. Când faci un hopper, îți rămân vreo două spații și când faci un semn, tot două spații. Mă, ce? Na, nu cred că are legătură cu... Nu e bine așa? Bă, nu cred că are legătură cu mă gândesc eu, sincer. Fraților, la asta, din nou, iară este super, super complicat. Mie mi-a venit o idee, nu cred că este chestia asta, dar altceva nu-mi vine altceva. Deci fii atent, Ana, m-am gândit la o chestie. Poate o să sune stupid, dar încercăm așa și după aia dăm pe hint, dacă nu ne iese, că nu știu altfel. Eu cred
cred, doar e o bănuială. Poate e în funcție de cât lemn îți trebuie să craftezi fiecare chestie. Și după aia m-am gândit așa: păi, targetul se face cu un singur lemn, ăsta deloc, ăsta îți trebuie un singur lemn. După aia e sherry sign-ul și după aia hopper-ul îți trebuie, la hopper îți trebuie un chest care e din 8 lemne. Deci în teorie l-aș pune ultimul, dar nu cred că e asta, dar încercăm. Nu e asta, ok, hai să vedem hint-ul, pentru că eu nu știu. Eu cred că e, cum crezi tu că e? Ia, spune tu. Din câte se face, nu e din câte se face, că am vorbit și mai devreme și ți-am spus că sunt multe care se fac doar din două blocuri sau așa. Și am mai încercat parcă ceva de genul și n-a mers. Deci eu zic, nu, n-are cum, că ăsta se face din două chestii, netherite ingot-ul, ăsta la fel, din două chestii. Și dacă e să iei după numărul de iteme, hopper-ul cu sign-ul cred că la fel. Nu știu, hai, dăm pe hint să vedem care e faza. Crafting, are legătură cu crafting-ul, vezi? Deci cumva cu crafting-ul, dar atunci, păi, ce ziceam? Păi atunci ce, mă? Uite, ăsta se face din două chestii, ok. După aia, target-ul se face din 4, nu, din 5, ok. Și sign-ul din câte? Stai așa să mă gândesc. Sign-ul vine așa, așa și după aia din câte? 7, cred că. Din 7. Păi și hopper-ul din câte se face din... Ia, așa să fie? Ia, done. Nu e bine. Atunci să punem hopper-ul pe ultimul. Stai așa, hopper-ul din, nu mai știu din câte se face, dar parcă din mai multe, nu mai știu, ok. Facem așa, fii atentă, așa, așa și așa, ia, hai să vedem. Vezi, nici ăsta nu e bun. Nu e bun, nu vezi că nu e bun, hopper-ul e din 5? Cum mă din 5? Păi și ăsta e din 5. Adică n-are nicio bă, hai să mai dăm un hint că nu mai știu. Cât de multe iteme sunt folosite în... Bro, fix ce am zis. Bro, fix ce am spus. Și eu ce zic? Nu mai, deci fie, acum Ana spune așa, dar când am, mai devreme când am pus pauză, fix același lucru l-am spus și eu. Și am zis că nu are sens, pentru că hopper-ul eu cream că se face în același... Bă, stai așa un pic. Netherite-ul din câte se face, mă? Din două, nu? Ok, din două. Păi și... Sau... Oare câte iteme diferite, bă? Să fie așa, gen, din câte iteme diferite? Că astea sunt două iteme diferite, dar... După aia să... Bă, ia aranjează-le, mă, tu. Ia aranjează-le tu, ia. Hai, fă-le tu, Ana. Cum crezi tu că nu mai știu. Deci, ăla nu se face din vreo 5 target block-ul ăla. Sau oarecum se face. Deci, pune-le tu. Pune-le tu cum crezi tu. Hint-uri, nu știu dacă mai putem să mai cerem altele. Targetul a pus prim... Eu nu înțeleg. What? N-a avut niciun sens. What? Stai așa, details. Target 5, netherite 8 iteme. Cum adică netherite din 8? Ce prost sunt. Bro, netherite-ul se face eu. Bă, trebuie 4 debris-uri cu 4 golduri. Și eu m-am gândit până acum că trebuie un debris cu un gold. Wow, deci noi, bă, măcar ne-am gândit bine. Adică noi ne-am gândit și la varianta asta, dar Doamne ferește, deci nu mai zic nimic. Deci Ana, acum avem așa. Iron Golem a fost gândit. Bă, noi ne-am dat seama care e faza, dar am fost după proști. Dar nu mai contează. Avem, ce am zis că este? Iron Golem. Avem Iron Golem, după aia zombie, după aia spider, după aia urs polar. Să fie după raritate? Cred că e după raritate, nu? Ok, hai să dăm reset atunci. Fă-le, ia pune. Deci primul e zombie-ul, clar. După aia cred că e păianjă, nu aș zice. Ursul polar să fie mai rar decât un Iron Golem. Eu nu știu ce să zic sincer. Că Iron-ul... Bă, găsiți mai rapid. Hai, pune la așa, pune la așa și... Nu știu ce să zic, dar hai. Hai să încercăm să le schimbăm pe ultimele două. Ok, deci să punem Iron Golem-ul cel mai rar. Ăsta al doilea, ăsta așa, ia. Hai să vedem, care e mai mare? Care e mai mare, bă? Oare? Hai să... Bă, ce s-a gândit Ana? Vezi că... Ok, deci ursul pola... Ok, stai așa. Păianjenul e cel mai mic, nu? Ursul e mare rău. Ok, fii atentă, păianjenul e cel mai mic, zombiul e cât un player și după aia Iron Golem-ul care e mai mare, ursul sau Iron Golem-ul? Care zici că e mai mare din astea două? Golem și după urs? Dacă nu e așa, ok, hai să încercăm așa. Bro, cred că așa e. Da, invers, hai să spunem Iron Golem-ul, cred că e cât de înalt e, bă, nu cât de mare e, cât de înalt ar veni. Și ursul să vină, ia stai. Da, bă, ce-a gândit-o Ana pe asta, nu pot, ba nu, n-ai gândit-o deloc. N-avem nicio treabă cu ce am zis noi, era câtă viață are. Dar lasă că ne-am dat seama, nu contează. Doamne ferește, fraților, deci eu chiar sunt curios să spuneți în comentarii dacă voi vă dați seama de chestiile astea mai repede decât noi, că noi suntem vai de capul nostru. Deci astea sunt itemele, Ana. Zi tu dacă
dacă are vreun sens ce se întâmplă aici sau nu. Nu știu, hai să durabilitate. Păi ce durabilitate are asta, săgeata și ăsta? N-are nicio treabă, nu. Deci ziceam și eu. Bun, deci asta este din gold. Ok, deci poate are legătură că e din gold asta totuși. Deci, bă, stai așa, hai să analizăm puțin situația aici. Băi, fraților, eu o să fiu sincer, că știți că burgerul vostru e cel mai sincer cu voi. Da, n-avem nicio idee. Deci chiar crafting. What? Crafting? Ce treabă are? Deci asta e un bloc normal pe care îl minezi efectiv, nici măcar nu-l faci cu ceva crafting. Ok, ce poate să însemne, Ana, dacă... Ci că crafting. Ok, câte chestii poți să craftezi cu ele? De fapt, nu, că n-are. Cât de ușor îl craftezi? Bă, nu cred că e cât de ușor îl craftezi. Asta nici măcar nu poți să-l craftezi. Să așa. Sau oare câte chestii poți să craftezi? Gen? Oare câte chestii poți să craftezi? Că uite, asta poți să faci polished. Și atât, ia stai. Deci asta poți să faci, din arrow nu faci nimic, nu? A, de fapt nu, că nici din golden shovel nu poți să... Bă, nu știu, stai, nu, mai luăm un hint. How many items do you get after you craft them? Câte iteme, lol, m-am prins acum. Nu, eu cred că m-am prins. Gen, când craftezi un ăsta de săgeți, nu-ți dă o săgeată, îți dă mai multe săgeți, știi ce zic? Știi ce zic? Și ăsta e andesite, dar andesite-ul ăsta... Bă, deci eu nu știu, stai așa. Ăsta clar îți dă 1. Deci ăsta îți dă 1, da? Bun, și după aia andesite cu fire charge cu arrow. Păi, arrow-ul îți dă mai multe, dar nu-mi dau seama la astea. Andesite-ul, gen, nu-l spargi, pur și simplu. Adică poți să-l craftezi, că era polished ăla de îl craftai. Dar nu știu, deci câte iteme iei? How many items do you get after you craft them? Câte iteme poți să iei? Dar cu fire charge ce faci? Bă, nu știu. Bro, nu știu cum se face, jur. Deci chiar avem și hinturi și efectiv nu știm. Bro, stai așa un pic. Ok, hai să încercăm așa. Eu zic că are foarte mult. Deci, you get one item, am desit. Cum adică you get two items? Păi cum? Dacă îl craftezi, cum adică să-l craftezi? Că n-are sens. Fire charge-ul 3 și arrow 4 arrow-uri. Bro, deci nu, deci pe mine mă bate rău de tot. Ok, cherry boat with a chest, dried kelp block, mangrove, nu știu ce și lum. Din nou, niște iteme care, nici măcar nu știu ce treabă ar avea între ele. Adică aia e beleaua, că bă, chiar devine o chestie care nu-ți mai dai seama de nimic în viață, ești nebun. Adică cum apăsăm Dan... Bă, nu cred că merge așa. Cum ar fi să meargă? Nu, că fix așa le-am primit. Nu, deci avem o dată ăsta de așa. Bun, hai să ne gândim puțin. Deci nu cred că are legătură. Mă tot uit la barca asta, mă gândesc la transport, la chest, dar nu. Chestiile astea gen ce ar trebui să faci cu ele? Din nou, bă, deci... Aoleo, Ana, că nu înțeleg nimic. Când m-am băgat în challenge-ul ăsta, părea mult mai ușor. Ziceți voi, fraților, dacă nu părea foarte ușor la început, efectiv. Fraților, îmi pare rău, dar noi chiar nu... M-am prins. Zice benzină, Ana, fuel. Și benzină, adică, fii atentă, pentru... Dacă îl bagi în furnace. Ok, dacă le bagi în furnace, cât de mult țin, cred că. Pentru că asta e făcut din lemn și poți să-l prăjești, gen. Eu așa cred, stai așa. Deci, doar și ăsta, mă, ăla nu știu ce e mai exact, stai așa. Bă, e o plantă, acum nu știu, bă, habar nu am. Ăsta cred că ține cel mai mult, după aia vine ăsta, după aia ăsta și după aia ăsta, eu așa zic. Nu e ăsta. Ok, mai putem, n-avem alte hinturi, singurul hint ăsta este... Ok, știu eu. Ok, fă tu. Așa, pe nu așa am pus? Așa am pus mai devreme. Așa erau puse. Ok, Ana deja nebunit, le pune random. Deci chiar nu mă prind care-i faza la ăsta. Bă, Ana, eu zic să fii atentă. Mai avem un buton care spune give up. Dacă vrei să te dai bătută. Eu zic să ne dăm bătuți. Pentru că dacă le punem random e cam același lucru. Eu vreau să merg cu barca. Nu poți să pui barca pe jos, Ana. Noi eu zic să dăm give up și shame. Auzi și ne-a zis rușine să-ți fie, Ana. Bă, deci eu chiar sunt curios, frate. Ia. Yeah. Deci you had to order items by the amount. Deci can... Uite, fix ce am zis eu. Deci lol, dried kelp block.
prăjește 20 de iteme. Bă, măcar ne-am prins despre ce e vorba după ce ne-a dat hint-ul, ci drept. Oh my god. Ok, ne-am prins după ce, despre ce e vorba, dar n-am știut. Mă rog, conduit, light. Oh my god, eu cred că știu ce e asta. Fii atent, Ana. Astea, fii atentă, sunt nivelul de lumină care fac, gen câtă lumină face fiecare item, pentru că ăsta îți dă 7 lumină. 7 lumină e gen pe la mijloc, 16 e maximul, deci e aproape de mijloc, ăsta dă 7 lumină, ok. Fii atentă. Conduită, nu știu, stai așa că vedem acum, deci avem conduit, nu știu ce face conduitul ăsta, cred că 7 nivelul... Nivelul 7 e cam jumătate de maxim de lumină. L-aș pune ultimul. După aia aș pune magma-ul. Ăsta și ăsta. Eu așa cred că e. Gen câtă lumină face fiecare. Ăsta 7 eu zic că e. Ia, hai să vedem. Nu e bine. Ok, hai să ne mai gândim. Măcar, bă, zic eu, sigur e vorba despre chestia asta. Deci sigur, stai că știu eu. Hai bă, fă tu dacă știi tu. Care e mai frumos? Nu e măcar e mai frumos. Doamne ferește. Nu, deci fii atentă. Dacă cumva vine magma să facă mai multă lumină puțin și vine asta nu știu câtă lumină face. Asta e faza și nu știu. Ia, done. Ok, no. Nu vreau să dau hint, pentru că la hint o să ne zică ce știm deja. Deci 7, gândește că 7 lumină vine jumătate de nivel maxim de lumină. Deci unde pui o torță e nivel 16 de lumină. Și dacă te duci câteva blocuri mai încolo e 7. Adică 7 e, ți-am spus cam. Oare conduitul ăsta să facă, nu știu ce face conduitul ăsta. Aia e beleaua. Să facă el lumină multă rău. Pune, nu ametistul. Eu cred că magma face mai mult decât ametistul. Cred că magma face mai mult, sincer. Că magma-ul e magma, na, ametistul face și la puțin. Nu știu, mamă, e jale. Fii atent, stai așa, lasă-mi și pe mine. Dacă cumva punem conduitul să facă mai mult decât ele, dar nu mai mult decât 7 și după aia să vină. Dar nu cred că e așa, sincer. Bă, deci nu știu în ce ordine vine, deci ne-am prins despre ce e vorba, dar nu știu în ce ordine vine. Hai să-i dă, ia vezi, a făcut Ana bine, n-a făcut. Bă, și dacă dăm la hint, fii atent, o să-mi zică fix asta, light level. Bă, fix ce am zis eu, dar nu știu cu conduitul ăsta. Ia, zi tu, Ana, care-i faza cu conduitul, că nu știu care-i faza. L-ai pus random, nu? Doamne ferește, eu cred că, ia mă, așa, hai, așa trebuie să fie, nu e așa. Bă, nu știu, magma-ul știu că face destul de mult, gen, cristalul face mai puțin, sunt atent, hai. Ia, taci că face Ana acum. Deci a pus-o la așa, bă, cristalul face mai... nu face, mă, magma așa puțin niciodată. Eu zic că magma face mai mult ca și cristalul. Deci eu asta zic ție. Dar nu știm, bă, să facem, nu știu. Oh my god, oh leu. Fraților, ne-am uitat pe net și conduitul ăsta aparent e cel mai bun bloc de lumină din tot jocul. Deci eu zic că vine fix așa, fix așa trebuie să vină, ia. Hai să vedem, invers, ok, am înțeles. Bun, pune tu, Ana, sau magma să facă mai mult, mă, decât. Eu cred că nu, eu cred că. Ba, a făcut, mă, details, uite. Deci light level 7 e 7, ametistul face 5, magma-ul face 3. Bro, nu pot să cred, deci eu chiar cream că face mult mai mult, ok. Bun, deci eu deja m-am plictisit, nu mai au sens niciun item din astea, Ana. Dacă tu îmi spui mie ce se întâmplă aici, deci n-are sens ce se întâmplă aici. Deci efectiv nu mai are niciun sens. Deci e un bloc de snow, un flint, un din ăsta zi cum se numește, un de ăsta triple hook de la capcană și încă o chestie de mi-ai luat itemle, nici nu pot să le văd, ești nebun, nici nu înțeleg ce ne jucăm aici. Bă, deci mă doare capul, Ana, mă doare capul. Deci crafting, ia, hai, zi în direct. How many crafting recipes? Bă, du-te, bă, de aici. Cât de multe dalea diferite sunt pentru fiecare? Ce rețete diferite sunt pentru fiecare? Ia zi. Ia. Bravo, Ana, ai făcut-o. Băi, frate, deci nu mai mă doare capul. Deci de la challenge-ul ăsta chiar nu mai pot, efectiv. Am înnebunit când ne-am jucat aici și nu se mai poate. Hai, Ana, pune-le tu. Deci câte crafting-uri diferite există pentru fiecare? Pentru flint nu există, nu? Că nu există, efectiv. Sunt zero, cred că. După aia avem... Bă, ia lasă-mi bă și mie itemele, că te-ai jucat numai tu, ești nebun. Iron găleată, da, nu știu ce spui tu, iron găleată acolo. Deci, flint-ul e primul, ok? După aia, hai mă așa, dă-i așa, găleata, nu? De ce mă nu? De ce nu? Dă-i așa, că la cupru trebuie,
Ce trebuie și furnal? A, și cât de greu faci și pichex? Păi stai mă așa că și la găleată îți trebuie. Păi la găleată nu trebuie furnal, pichex și mai multe. E și mai... Eu nu înțeleg ce zici tu. Deci chiar nu înțeleg. Fraților, nu au mai putut cu nivelul ăla. Efectiv, n-am înțeles nimic din viața noastră și am dat give up și la ăla, din păcate. Deci nici acum nu știu ce s-a întâmplat acolo. Și avem aici ultimul nivel, cred că, pentru că ne scrie I am sorry și zice la începutul hărții că și că nivelul ăsta o să fie ireal de greu și că îi pare rău de pe acum pentru ultimul nivel. Adică nu știu, nu știu ce vrea să spună, dar am un băț, am un dăsta și am un dăsta și am un dăsta. La cum știu eu harta asta că e grea? Eu zic să dăm din prima hint și aia e, să vedem despre ce e vorba, căci că e și ireal de greu, că n-ai cum să-ți dai seama. Așa că pixels. Oh my god, no, no, deci nu nu-mi spune. Trebuie să numărăm pixelii de pe astea? Nu, no, nu, no, nu, no, stai un pic. Nu, nu cred așa ceva. Nu, no, bă, nu. Chiar o să stăm să facem... Bă, nu e atât de greu, de fapt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mamă, până stăm noi să numărăm astea. Fraților, deci am stat să numărăm astea două și a numărat Ana că ăsta are 63 și eu am numărat 57 de pixel la ăsta. Bățul ar trebui să aibă cel mai puțin clar, adică nu știu cât are, dar are puțin rău, n-am mai stat să numărăm. Zi-mi, te rog, că... Nu pot să cred... Bă, las-o încolo de treabă. Mă, stai așa... Nu pot să cred, stai un pic. Dacă cumva să fie bățul cu mai multe, mă, decât ăsta la altul. Ia, nu aș... Nici așa... Bă, nu, trebuie să stăm să le numărăm. Nu-mi spune. Bă, oare asta să aibă mai mult, bă? Floarea, nu e floare, mă rog, berizurile astea să aibă mai... Mamă, nu, că le băgăm, nu, le băgăm să le numărăm și aia e. Bățul are 30 și ceva, 40, ok? Deci, clar e primul bățul. Și mă gândesc, poate să-l punem așa, nu știu, n-am mai stat să nu mai numărăm aia, că nu mai suportăm, bă, aia, deci nu pot să cred. Bă, cred că are cel mai... Stai așa, cred că are cel mai mult și gata. Cred că asta are cel mai mult, după aia vine astea. Ăsta n-are cum să nu fie așa. Hai, gata, GG. Oh my god, nu mai pot. Nu mai suport, deci nu-l suport pe tipul ăsta care a făcut harta, să nu vă jucați că nebunesc. Fraților, cam ăsta a fost episodul, nu mai vreau să mai joc chestia asta niciodată, v-am pupat, pa, pa!